Asistăm cu toții la o mobilizare impresionantă pentru redescoperirea valorilor tradiționale. Am crezut de cuvință că trebuie să mă raportez cu o infinită reverență la patrimoniul nostru cultural, la valorile tradiționale românești, după o documentare de câțiva ani, care cred că vine și după o experiență de 20 de ani ca profesor și ca designer. Mi-am ales câteva simboluri, precum pătratul reginei, crucea, rombul, coloana, pe care mi-am propus să le inserez în materiale moderne. Am primit în dar un fragment de broderie foarte veche, un fragment foarte mic. Părea un soi de relicvă a unei civilizații trecute, pe care l-am păstrat mult timp în preajmă și pe care l-am în continuare pe unul din pereții atelierului meu, și am încercat să integrez desene cu trimitere la acest fragment. Și în acel moment mi-am dat seama că poate cel mai important demers și cel mai greu lucru pe care l-am de făcut este să reconstitui acea verigă între patrimoniul cultural, între aceste minunate broderii vechi și modelul de frumusețe feminină la care ne raportăm în acest moment. Aceste elemente de patrimoniu, și mă refer aici în special la costumul tradițional românesc, povestesc despre noi. Putem ajunge la sufletul, la mintea generațiilor de acum, deschizându-le practic ochii. De multe ori vorbim despre criză socială, despre criză financiară, dar foarte puțin vorbim despre criza identitară. Și cred că noi, artiștii, suntem datori să oferim, prin diverse demersuri, din diverse domenii ale artei, soluții acestei crize identitare. Proiectul Zestre a avut pentru mine o semnificație foarte specială. A fost expus în locuri în care cred că orice artist din această lume și-ar dori să expună. Trebuie să amintesc aici un loc foarte drag mie, un loc în care mă întorc întotdeauna cu mare plăcere și un loc către care o mână nevăzută a destinului m-a împins în momentele cheie ale carierei mele, dar și în momentele cheie ale vieții mele. Este vorba de Castelul Bran, din a cărui arhitectură am împrumutat, aș putea spune, câteva elemente și am încercat să recreez tipul acesta de proporție, să preiau acest stil auster, sobru, dar extrem de elegant în egală măsură, și să-l transpun în piesele colecției Zestrea. Este un loc foarte special în care am ajuns de curând. Acesta este Castelul Bethlenhaller sau Castelul Jidvei, așa cum noi îl cunoaștem astăzi. Am fost surprinsă să constat ce relație extraordinară s-a creat între încăperile acestui minunat castel și piesele colecției, cât de puternic se potențau reciproc mesajele costumelor, ale detaliilor și detaliile de arhitectură sau încăperile acestui loc pentru mine și cred că pentru mulți dintre noi fabulos.
Cred că este foarte important felul în care ne raportăm la acest patrimoniu cultural, vestimentar, un patrimoniu al tradițiilor, ale căror semnificații s-au pierdut. Cum revigorăm aceste elemente care povestesc despre noi ca popor, dar și despre noi ca indivizi și cum reușim să transmitem mai departe aceste lucruri. Este foarte important ca aceste lucruri să nu revină în mintea noastră doar în momente de criză. Cred că este foarte important să le cultivăm permanent și să ne raportăm la ele permanent, pentru că ele vorbesc, de fapt, despre rădăcinile noastre, despre ce avem noi mai frumos și despre noi ca popor.